Bună ziua și bine ați venit! Aceasta este cea de-a 10-a întâlnire din cadrul cursului English for eTwinning Teachers, dedicat profesorilor de pe platforma eTwinning România. Tema cursului de astăzi este adjectivul în limba engleză. The adjective. Adjectivele sunt cuvinte care descriu un substantiv sau un pronume, oferind fie informații obiective, factuale despre acesta, cu privire la mărime, big, small, formă, square, round, vârstă, old, young, culoare, blue, origine, European, Western, materialul din care este realizat, a plastic bag, a cotton t-shirt, a silk scarf, scop, reading glasses, fie opinia vorbitorului despre acea ființă sau obiect prin intermediul unor adjective subiective. A beautiful girl, a handsome young man, a cute puppy, an expensive watch, a cheap dress. Adjectivele răspund la întrebările ce fel de, care, cât, câte și, spre deosebire de limba română, sunt invariabile, adică nu își schimbă forma în funcție de gen sau număr. A bad boy, a bad girl, bad boys, bad girls. Locul adjectivului este, de cele mai multe ori, înaintea substantivului pe care îl determină. I have a modern painting in my room. Ordinea adjectivelor. Atunci când folosim mai mult de un adjectiv pentru a descrie un substantiv, ordinea acestor adjective este foarte importantă. Astfel, dacă există adjective de opinie, acestea trebuie exprimate primele, iar celelalte adjective, în funcție de tipul de informații pe care le oferă, vor respecta în general următoarea ordine: size, shape, age, color, origin or nationality, material și purpose. An uncomfortable old wooden chair. An ugly beige wedding dress. Cheap square plastic glasses, fashionable Italian leather purses. Se recomandă folosirea unui număr de cel mult 3 adjective. Cum se formează adjectivele în limba engleză? Cele mai multe adjective se formează cu ajutorul derivării, prin adăugarea unor prefixe și sau sufixe unor părți de vorbire, cum ar fi substantivul, verbul și chiar adjectivul. Derivarea cu ajutorul prefixelor se referă la adăugarea unei litere sau a unui grup de litere în fața unui cuvânt. Alike, identic. Asleep, adormit. Alive, viu. Anti-meridian, antimeridian, postmeridian, postmeridian, extracurricular, extracurricular, extramarital, extraconjugal, extraordinary, extraordinar, retroactive, retroactiv, retrograde, retrograd, retroflex, întors sau curbat, outdated, demodat, outdoor, de exterior sau pentru aer liber,
Outstanding, remarcabil. Transatlantic, transatlantic. Transcontinental, transcontinental. Transnational, transnațional. Ultramodern, ultramodern. Ultraviolet, ultraviolet. Ultrasonic, ultrasonic. Unhappy, nefericit. Unpleasant, neplăcut. Unsuitable, nepotrivit. Disagreeable, dezagreabil. Dishonest, necinstit. Disgusting, dezgustător. Non-stop, non-stop. Non-violent, non-violent. Nonsense, absurd. Indefinite, nedefinit. Insecure, nesigur. Involuntary, involuntar. Immune, imun. Impatient, nerăbdător. Impeccable, impecabil. Irrational, irațional. Irrelevant, nerelevant. Irresistible, irezistibil. Illegal, ilegal. Illiterate, analfabet. Illogical, ilogic. Cele mai frecvente sufixe în formarea adjectivelor sunt ed și ing. Interested, interesting. Surprised, surprising. Shocked, shocking. Alte sufixe folosite în mod frecvent pentru formarea adjectivelor prin derivare sunt adorable, adorabil. Capable, capabil. Comfortable, confortabil. Affectionate, afectuos. Compassionate, compătimitor. Passionate, pasionat. Incredible, incredibil. Invisible, invizibil. Responsible, responsabil. Educational, educativ. Legal, legal. Viral, viral. German, german. Russian, rusesc. Urban, urban. Muscular, musculos. Popular, popular. Spectacular, spectaculos. Dependent, dependent. Intelligent, inteligent. Violent, violent. Beautiful, frumoasă. Powerful, puternic. Harmful, dăunător. Economic, economic. Energetic, energetic. Scientific, științific. Classical, classic. Comical, comic. Historical, istoric. Feminine, feminin. Genuine, authentic. Masculine, masculin. Agile, agil. Fertile, fertil. Hostile, ostil. Attentive, atent. Persuasive, persuasiv. Repulsive, respingător. Childish, copilăros. Foolish, prostesc. Snobbish, snob. Careless, neatent. Hopeless, deznădăjduit, lipsit de speranță. Homeless, fără locuință. Dangerous,
periculos, enormous, enorm, mysterious, misterios, awesome, grozav, handsome, kipeș, tiresome, obositor, funny, amuzant, rainy, ploios, sunny, însorit, daily, zilnic, weekly, săptămânal, monthly, lunar. Există și adjective formate prin compunere, adică prin alăturarea a două sau mai multe părți de vorbire. A life and death issue. A hard-boiled egg. A heart-shaped box of chocolates. A long-legged child. A red-haired lady. A well-informed journalist. An open-minded person, an absent-minded teacher, hard-working people, funny-looking wigs. Gradele de comparație ale adjectivelor. Adjectivele formează gradele de comparație după reguli diferite în funcție de tipul acestora. Adjectivele scurte sunt formate din una sau două silabe dacă sunt terminate în Y. Short, long, tall, small, big, fat, thin, slim, hard, easy, funny, heavy. De asemenea, adjectivele formate din mai mult de două silabe sunt adjective lungi. Important, difficult, beautiful, expensive, dangerous, comfortable, useful, interesting. Gradul pozitiv este forma de bază a adjectivelor, indiferent dacă acestea sunt scurte sau lungi. She is a pretty girl with long brown hair, green eyes, and a charming smile. Gradul comparativ poate fi de mai multe feluri. Gradul comparativ de inferioritate se formează cu ajutorul expresiilor less, than, not so, or as, indiferent dacă adjectivul este scurt sau lung. This lesson is less important than that. A tablet is not so heavy as a laptop. Gradul comparativ de egalitate se formează cu ajutorul expresiei as or so as, indiferent dacă adjectivul este scurt sau lung. My answer is as long as yours. Gradul comparativ de superioritate se formează diferit în funcție de tipul adjectivului. Adjectivele scurte formează comparativul de superioritate cu ajutorul terminației er, astfel. Shorter than, longer than, taller than, smaller than, bigger than, fatter than, thinner than, harder than, slimmer than, easier than, funnier than, heavier than. A motorbike is heavier than a bike. Life is easier than 50 years ago. The climate is wetter in this part of the world. Adjectivele lungi formează comparativul de superioritate cu ajutorul expresiei more than. Astfel, more important than, more difficult than, more beautiful than, more expensive than,
more dangerous than, more comfortable than, more useful than, more interesting than. Health is more important than wealth. Wild animals are more dangerous than domestic animals. A school trip can be more interesting than a traditional lesson. Gradul superlativ poate fi de două feluri. Gradul superlativ relativ, a cărui traducere este cel mai din sau dintre, adjectivele scurte formând superlativul relativ cu ajutorul articolului hotărât the și al terminației st, astfel: the shortest, the longest, the tallest, the smallest, the biggest, the fattest, the thinnest, the hardest, the slimmest, the easiest, the funniest, the heaviest. This is the funniest joke I have ever heard. I am not the tallest member of my family. She is the slimmest tennis player in the world. Adjectivele lungi formează superlativul relativ cu ajutorul expresiei the most, astfel: the most important, the most difficult, the most beautiful, the most expensive, the most dangerous, the most comfortable, the most useful, the most interesting. I find this armchair the most comfortable in the house. The internet is the most useful source of information for me. Mihai Eminescu wrote some of the most beautiful romantic poems in the world. Gradul superlativ absolut se formează cu ajutorul cuvintelor very sau extremely și se traduce foarte sau extraordinar de, indiferent de tipul adjectivelor. This is a very long novel. The landscape was extremely beautiful. Reguli de ortografie. Principalele reguli de ortografie pe care trebuie să le aplicăm atunci când formăm comparativul de superioritate și superlativul relativ sunt: adjectivele scurte terminate în e primesc doar terminația r la gradul comparativ de superioritate și st la superlativ relativ: nice, nicer, the nicest; cute, cuter, the cutest. Adjectivele scurte terminate în y precedat de o consoană, când primesc sufixele pentru formarea celor două grade de comparație, îl transformă pe y final în i: easy, easier, the easiest; funny, funnier, the funniest; heavy, heavier, the heaviest. Adjectivele scurte terminate într-o consoană precedată de o singură vocală vor dubla consoana finală când primesc sufixele pentru formarea celor două grade de comparație: big, bigger, the biggest; fat, fatter, the fattest; thin, thinner, the thinnest. Există și excepții, așa numitele adjective neregulate, care au forme speciale la comparativul de superioritate și superlativul relativ: good, bun, better, mai bun, the best, cel mai bun; bad, rău; worse, mai rău; the worst, cel mai rău; much, mult; more, mai mult; the most, cel mai mult; many, mulți; more, mai mulți; the most, cel mai mulți.
far, îndepărtat, further than, mai îndepărtat, the farthest, cel mai îndepărtat, little, puțin, less, mai puțin, the least, cel mai puțin. Cazuri speciale. Expresia primul și ultimul se traduce diferit în limba engleză în funcție de numărul elementelor vizate. În cazul unui număr mai mare sau egal cu 3 elemente, această expresie devine the first and the last, dar pentru 2 elemente se folosește expresia the former and the latter. She spoke about her 3 sisters. The first was a teacher, the second was a doctor, and the last was an engineer. He introduced me to his 2 friends, Tim and Jake. The former looked much older than the latter. Expresia cu cât, cu atât, se traduce în limba engleză cu ajutorul articolului hotărât the, urmat de forma de comparativ de superioritate a adjectivelor. The sooner you finish, the better. The rarer the product, the more expensive it is. Pentru a exprima o diferență mare la comparativ, folosim expresiile a lot, much sau far, împreună cu forma de comparativ de superioritate a adjectivului, indiferent dacă adjectivul este scurt, lung sau neregulat. This place is a lot bigger, or much more dangerous, or far better than I thought. Pentru a exprima o diferență mică la comparativ, folosim expresiile a little, a bit, slightly, împreună cu forma de comparativ de superioritate a adjectivului, indiferent dacă adjectivul este scurt, lung sau neregulat. That solution is a little cheaper, or a bit more effective, or slightly worse than mine.